Ioanes Ganea este alături de noi în această seară, bineînțeles alături de tata. Tata. Ne spuneți și cum vă numiți? Cristi Ganea. Dumneavoastră vă ocupați de toți sau doar de el? Mă ocup de el și de Ștefan Necș. Am înțeles. Haideți să vorbim un pic cu Ioanes. Ioanes. Ioanes este nu pentru prima oară. Tu ai mai fost la mine la emisiune cu formația, dar acum te-am prins să ne cânți, pentru că, da? Sigur că da, trebuia. Vreau să-mi vorbești puțin despre tine, despre ceea ce faci tu și dacă ai școală de muzică, ceva? Nu, școală de muzică nu. N-am făcut încă. Și atunci cum? De unde a pornit? Plăcerea. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta, încă de mic copil. Avem o formație a noastră, mergem la diferite evenimente. Aș vrea să spui ce gen de muzică cânti tu. Folclor, manele, comerciale. Dar ce-ți place cel mai mult? Folclorul. Folclorul? Sigur. Uite, să știi că și eu am plecat tot de la folclor, știi? Eu am dansat la ansamblul Rapsodia Română, cel mai mare ansamblu din România, folclor. Și apoi am mers și cu cei cu manelele. Dar vreau să-ți spun că dacă ești bun, ai succes oriunde. Deci înseamnă că tu ai succes dacă tu cânti toate genurile. Sper să rămână mult. Aveți evenimente, nu? Sigur că da, avem. Tu ești un băiat liniștit, așa, un băiat cu minte și cu bun simț și apreciez lucrul acesta, dar vreau să știu în această seară ce ne cânti. Folclor sau manele? Sau și folclor și manele. Ai piesele tale? Nu. Momentan nu. Nici nu te sfătuiesc să-ți faci. Să cânti live ceea ce-ți place ție și ceea ce se cântă în fiecare zi, pentru că îți faci o piesă, dar știi cum e, piesa aia care dă bine se cântă peste tot. Da? Deci eu așa zic, e cel mai bine să cânti live, să cânti așa cum cânti tu toate genurile și sunt convinsă că o să ai mare, mare succes. Hai să vorbim puțin și cu tata, da? Sigur. Și vreau să spun la mulți ani, multă sănătate, să-ți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești tu, să mă inviți la nuntă. Când o să faci nunta. Sau cine știe, poate să fiu nașă, că am la fin 100 și. Așa că eu nu refuz. Și multă putere de muncă și să ai noroc de o fată care se te merite. Să dea Dumnezeu, să rămână. Hai să vorbim și cu tata un pic. Spuneți-mi, mai întâi, urați și dumneavoastră la mulți ani. La mulți ani, la toți, cu numele de Ion, Ioana, la tot. Totuși să uită la noi și fiului meu, care este sufletul și inima mea, viața mea. Să știți că se vede că îl iubiți foarte mult și țineți foarte, foarte mult la el. Eu am optat pentru el să fie bine, să am grijă lui, să meargă mai departe cât se poate, să fie atent cu toată lumea, la toate petrecerile care le onorează, să fie punctual, să fie tot timpul corect. De aceea are și succes. Are foarte mult succes. Bănuiesc că dumneavoastră de mic l-ați învățat așa. De mic, da. Să știți că și eu la fel, uite că am și emoții, pentru că și pe mine tatăl meu la fel de la vârsta de 3 ani m-a învățat să fac primii pași de dans, tatăl meu, care acum nu mai este. Dar n-am să-l uit niciodată, pentru că știți cum e, în momentul când te ajută, n-ai cum să uiți. Sunt convinsă că o să aveți grijă de el în permanență și o să ajungă undeva sus, deși el este, deja este și este apreciat și eu cred că este și invidiat, nu-i așa? Este. Spuneți adevărul. Da, este, într-adevăr. Este și invidiat, așa este lumea. El pentru are că și o altă meserie. Este la un salon în Călăraș. Opa! Este adevărat, care îl place toată lumea și m-am zbătut mult pentru el, nu numai pentru muzică, și pentru meseria asta care a dorit-o de mult. Deci ăsta era un secret, acum am aflat. Ia, spune tu, ce faci tu acolo la salon? Da, sunt frizer, ca să spun așa, acest salon de vreo 2 ani de zile. Vreau să salut și eu pe șeful meu, pe Claudiu, pe șefa mea și toți colegii noștri. Da, mi-a plăcut foarte mult. Tu ai două meserii. Două meserii, da. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta și îți place, nu? Foarte. Dar între cele două ce alegi? Păi nu pot să-l las nici pe aia, nici pe aia. E, vezi?
Bravo! E, așa sunt și eu. Să știi că și eu am mai făcut o școală în afară de școala de dans. Am făcut economic 4 și de aceea știu să fac, că voi mă tot întrebați, domnule, dar atâtea prăjituri, atâta mâncare, ne faci poftă. Și eu am încă o meserie la bază, pentru că și îmi place ceea ce fac, dar știi cum, mâncarea și prăjiturile tot fac acasă, iar meseria mea de dans o fac pentru public. Așa și tu, ai acolo locul tău la salon, dar în public apar cu meseria. Așa este, într-adevăr. Vreau să mai vorbiți puțin despre el, nu vă las până nu spuneți tot. Că mai aflu multe lucruri, nu? Ce să spun, e meseria care lui a plăcut de mult. El se duce la salon, lucrează până seara târziu, seara ajunge acasă, se spală și pleacă la evenimente. Ținem dintr-una într-alta. Și face față, nu? Face față pentru că e meseria, și una și alta e aceleași meserii care și le-a dorit și îi place. Îi place. Eu vă doresc în continuare mult succes și dumneavoastră și lui, pentru că dumneavoastră vă ocupați de ei. Sunt convinsă că o să aibă și mai multe evenimente acum, pentru că cei de acasă o să urmărească emisiunea și o să vă contacteze, dacă vrei să dai și tu un Facebook ceva. Da? Sigur că da, Facebook-ul meu este Ioane Zgane cu Y. Acolo mă puteți contacta pentru orice eveniment. Și te pot și urmări totodată, nu? Vă mulțumesc frumos, la mulți ani încă o dată, multă sănătate și la mulți ani și mamei mele, Ioana. Și melodia asta frumoasă, cu dedicație specială pentru măicuța doamnei Cornelia și pentru toate mamele. Casă, dulce casă. Când nu mi-am găsit norocul, tot acasă îmi este locul, mamă scumpă și miloasă. Sătul de drumuri străine, mă-ntorc măicuță la tine. Casă, casă, dulce casă. Când nu mi-am găsit norocul, tot acasă este locul, mamă scumpă și miloasă. Mai bine cu bani puți, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străin, că străinătatea-i grea. Muncesc acasă pământul, măicuță, măicuța mea, și-o mânca ce ne-o da sfântul, că străinătatea-i grea. Sa-sa-sa! Soarta, casă, casă, dulce casă. Că sigur în altă țară părui greu și mă doboară, mamă scumpă și miloasă. Deschide măicuță poartă, n-am putut să duc cu soarta, casă, casă, dulce casă. Că sigur țară, dorui greu și mă doboară, mamă scumpă și miloasă. Mai bine cu bani puți, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străin, că străinătatea-i grea. Mă-ntorc acasă pământul, măicuță, măicuța mea, și-o mânca ce ne-o da sfântul, că străinătatea-i grea.
casă, casă, du-ți acasă. Că doar lângă tine, mamă, nu vreau nimic, nu este de teamă, mai că dulce și miroasă. Să duc de drumuri străine, mă întorc măicuță la tine, casă, casă, dulce casă. Că nu mi-am găsit norocul, tot acasă este locul, mamă scumpă și miroasă. Mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străin, că străinătatea e grea. Muncesc acasă pe bun, măicuță, măicuța mea, și-o mânca ce ne-o dat sfântul, că străinătatea e grea. Să-mi mă fac
dragoste. Vinovat, mult bine cas și mi-e rușine. Și tara naiva dragoste în tine, în drumul meu a fost odată o dragoste. Vinovat, mult bine cas și mi-e rușine. Și tara naiva femeie în tine, mă. Așa mă țin. Eu am dus cu vorba, dar mă-ndrac
ce-o am acum. Nu pot să nu fug niciuna. Să vedem de cei care iubesc, de toate iubirile, dragoste nebună. Dragoste ce nebună ești, mă omor și mă nebunești.
sufletul, măi dragoste, cine bună ești, mă omor și mă nebunești, fac ce vrei, ce dorești, cum vei tu, numai tu, nu lua sufletul, haide, haide! Bine v-am găsit, dragi telespectatori! Ne aflăm din nou la restaurant Carol's, alături de un prieten drag mie, pe care îl respect foarte mult. Este vorba despre Ștefan de la Fundulea, care în această seară ne va cânta și ne va încânta pe noi și pe toți cei de acasă. În primul rând vreau să-ți spun bine ai venit din nou la emisiunea Chef cu Lăutari. Sără bună, bine v-am regăsit și mulțumesc de suflet pentru invitație în această zi specială de Sfântul Ion și vreau să urez și eu la mulți ani tuturor Ioanelor, Ionilor care poartă acest nume frumos și sper să fie ok toată emisiunea. Păi dacă tot ai început cu dedicații, vreau să urez și eu mamei mele la mulți ani, multă sănătate, pentru că mama mea se numește Ioana. Și a întregii formații. Bineînțeles, colegului meu și totodată prietenului meu de familie, Ionuț Dolănescu, la mulți ani și multă sănătate și tuturor celor care poartă numele de Ion, Ioana, Ionel. Pentru colegul meu, Ioan Zganea, care îl cheamă Ion, la mulți ani. Lui care o să cânte și el în această zi, foarte frumoasă. Deci înseamnă că avem în această seară un invitat cu numele Ion, da? Da, colegul meu care colaborăm de ani de zile, nu știu, 6, 7, ceva de genul. Înseamnă că ne distrăm pe sistem. Dacă avem și un Ion aici în... Și veni la dumneavoastră. Ștefan, vreau să te întreb puțin despre tine, despre muzică, despre ceea ce faci tu, despre cine se ocupă de tine. Știu că ai o formație foarte, foarte ok pe spate, că dacă nu ai spatele... Vreau să ne vorbești tu puțin despre tot. Ce să vă spun, colaborez cu băieții ăștia de ceva ani buni, ne înțelegem foarte bine, atât profesional cât și prietenește, nu avem nicio treabă, adică nu ne certăm, nu sunt probleme. Evenimente avem, mulțumim lui Dumnezeu, datorită faptului că și studiem, ne dedicăm acestei meserii, atât cât putem și noi, că sunt alții peste noi, ca să nu mai dăm nume, care își fac treaba la fel de bine și mult mai bine chiar. Niciodată să nu mai spui că sunt alții peste voi, pentru că fiecare om, fiecare solist are valoarea lui și dacă stăm să ne gândim, toți au pornit de jos. Nimeni nu s-a ridicat dintr-o dată. Deci toți au plecat de jos și s-au ajuns undeva sus. Important este să rămâi acolo sus, niciodată să nu cazi. Corect, dar trebuie să vedem realitatea. Trebuie să fim modești și sinceri, că așa e frumos. Știi că eu vă apreciez pe voi foarte mult, în primul rând că aveți un caracter frumos, sunteți și buni soliști și vă apreciez pentru ceea ce faceți voi în general. Mulțumesc de suflet, sper să nu vă dezamăgim de acum acolo niciodată, să ne facem treaba la fel de bine cum ne-am făcut până acum. Tu ai mai fost la emisiunile mele și știu că întotdeauna ai avut succes, telespectatorii te-au apreciat. Și de aceea am ținut foarte mult să fii din nou aici, lângă mine. Da, mulțumesc încă o dată pe această cale. Am avut foarte mare succes de când am fost la dumneavoastră în emisiune. Am avut evenimente, nunți, botezuri, petreceri private. Mulțumim lui Dumnezeu. Sper și de acum încolo să fie la fel de bine cum a fost atunci. O să fie, mai ales că te-am invitat și eu la niște fiindei mei, care o să fie ei nași la rândul lor și o să vii să cânti acolo împreună cu formația, nu? Da, mulțumesc de suflet, apreciez, da. O să fie o atmosferă foarte frumoasă. Spune-mi, în formația ta, ce genuri de muzică se cântă? Toate genurile. Folclor, muzică ușoară, manele, care astea sunt baza la formația mea. Să înțeleg că sunteți deci mai mulți soliști în formație, da? Da. Câți? Cât mai mulți? Cât mai mulți, da. Peste 8 în orice caz. Oh,
super. Păi înseamnă că aveți o formație, o trupă super, super. Da, da, da. Asta, din cât suntem mai mulți, din ce suntem mai mulți, din aia ne auzim mai bine. Și eu asta vreau să iasă calitate. Ștefan, dar cine se ocupă de voi? E un băiat, un prieten de-al meu, în primul rând. E tata lui Ioanes Ganea, Cristi Ganea, care colaborăm de ceva ani. Păi o să-l invităm și pe dânsul mai târziu, da? Aici lângă noi. Să nu, da. Care îi mulțumesc pe această cale că a fost alături de mine și s-a ocupat de noi, a avut grijă de noi ca de copiii dânsului, cum să spun. Ștefan, știi ce apreciez eu foarte mult la voi? De câte ori ați venit la emisiune, ați cântat live. Doar live. Noi doar live cântăm, nu playback. Live ca așa e frumos, ce să mai... Să știi că, în general, eu la toți soliștii le spun să vină să cânte live, pentru că telespectatorii vor să ia la evenimente soliștii. Și întreabă, păi, dacă fac playback, noi cum știm live cum cântă? Și atunci e mai bine să cântați live, pentru că cei de acasă știu și ei ce au de ales, da, nu? Da. Corect, așa e, aveți dreptate. Da. Și este mult mai bine și pentru voi, că nu mai trebuie să dați probe. Eventual le spun, uitați-vă la emisiune și îi vedeți. Dacă vă place, îi luați, dar este imposibil ca pe voi să nu vă ia lumea la evenimente, pentru că voi sunteți foarte, foarte buni și, în primul rând, contează caracterul. Da, aveți foarte mare dreptate. Ce să spun, pe această cale țin să fac și eu un anunț, să-mi dau și eu, să-mi las Facebook. Chiar te rog. Da, să-mi las Facebook-ul telespectatorilor noștri. Facebook-ul meu se numește Ștefan Neacșu și puteți să-mi lăsați mesaje acolo în privat, vorbim orice, despre petreceri, bineînțeles. Tu dacă vrei poți să lași și numărul de telefon, cum vrei tu. Nu, numărul de telefon nu se lasă pe Facebook. Atunci mă sunați pe mine, că numărul meu îl au toți, absolut toată lumea, așa că mă contactează pe mine și eu pe tine, e ok? Da, cel mai bine așa, da. Ce să mai începem? Atmosfera sau, da? Să fie atmosferă frumoasă de această sărbătoare frumoasă pentru toți sărbătoriții noștri. Multă sănătate întregii familiei, pentru că știu că ai o familie foarte, foarte frumoasă și întregii formații. Multă baftă! Da, mulțumesc din suflet la fel! Că
manicure. Să câtă răutare dintr-un zâmbăr, să câtă răutare dintr-un stâmbăr, să câtă răutare numărul unu. Să nu, să nu, sus doruțule, hai de digure. Vine
revene, tu vezi tu că n-am văzut. Te iubesc, nevasta mea, și mai mult. Lângă tine, lângă tine, eu mă simt fericit, cel mai fericit. Face cu mine ce vreau, că mă arăt la stintă ea.
trei și ultimul an. Uite tot ce vreau, uite tot ce vreau, că vor arăta de ea. Ce puțe să am, ce regină am. Uite tatăl ei și ultimul an. Uite tot ce vreau, uite tot ce vreau, că vor arăta de ea. Sofie! Pentru că am vorbit până acum cu fiecare în parte, acum aș vrea să vorbim puțin despre formație, despre orchestra voastră, despre voi, cum ați, de cât timp sunteți în colaborare? Suntem în colaborare de 6 ani de zile, ceva de genul, pe acolo, da? Să vă spun sincer, noi am început să colaborăm de la o cântare, de la o treabă. M-a sunat cineva pe mine separat să mă duc la o treabă și îi sunase și pe ei separat. Și ne-am întâlnit acolo. Ei au văzut caracterul meu, eu am văzut la rândul meu caracterul lor și de atunci am început să colaborăm. Și mulțumim lui Dumnezeu, e bine. Ce să mai, am rezistat atâția ani. Am încercat să îl atrag lângă noi pentru că a fost un băiat care a avut bunul simț, un băiat simțit, un băiat care s-a ținut de promisiuni și tot timpul am căutat să-l ajut și pe el și pe Ionuț, băiatul meu, să fie ceva, să iasă bine unde s-a dus, să iasă, să aibă caracterul lor și seriozitatea lor față de toată lumea și de public. Și a fost plăcuți. Și este în continuare și cu apariția noastră și a dumneavoastră aici, sper să aibă succes mai mult. Păi, apropo de ce vorbeam mai devreme, despre caracter. Asta am apreciat și eu la voi și am văzut că, într-adevăr, aveți un caracter frumos. Întotdeauna ai de câștigat în viață dacă ai caracter și știi să vorbești și ești parolist când ai o nuntă să vii la ora respectivă sau poate chiar mai devreme. De aceea și aveți succes, că altfel dacă nu ai caracter și nu ești parolist, n-ai cum să reușești în viață. Asta i-am și învățat și am căutat la toate evenimentele care le-am avut să fie corect, să nu întârzie, să fie atent cu toată lumea și să facă publicul și lumea să distreze, să fie bine, să fie cât mai frumos și pentru ei. Datorită la chestia asta că ei au fost corecți și s-au ținut de promisiune și pe unde au fost, au făcut treabă bună, e solicitați la foarte multe evenimente. Și am rezistat și atâția ani, bineînțeles. Uite și văd că faceți față, mai ales că tu ai și o altă meserie, deci reușiți să faceți față. Trebuie să reușim și vom reuși mereu. Suntem uniți și asta să vedem. Cel mai mult, da, să fim uniți, să ne înțelegem unii pe alții, publicul și invers, și publicul să ne înțeleagă pe noi și sperăm să fie bine, să distrăm lumea, să le cântăm și să îi încântăm alături de formația noastră, întreagă formație. Ei amândoi sunt foarte, foarte uniți. Eu am căutat ca amândoi să fie uniți și să aibă bine, să încerce să fie ca frații și au ținut legătura și eu dacă am văzut că ține legătura și este bine, atunci am căutat să fiu alături de ei și să fiu la orice eveniment care am făcut o înțelegere, să fiu în spatele lor, să am grijă lor și să fie cât mai bine. Să înțeleg că dumneavoastră vă ocupați de evenimente? Eu mă ocup de toate evenimentele care vin. Eu îi programez pe fiecare în parte. Sunt multe evenimente care vine, câte 2 evenimente în aceea zi și atunci împărțim fiecare eveniment să duce unul într-o parte, unul într-o parte. Ce frumos! Bravo! Felicitări! Pe toată lumea, că așa trebuie să fie frumos. Este foarte bine că sunteți uniți și sunt convinsă că de acum încolo la fel veți fi și cu siguranță veți avea și mai multe evenimente pentru, sunt sigură că o să aveți, pentru că oamenii poate că nu vă cunosc foarte bine caracterul vostru, că așa ca solist te cunoaște, că doar ai apărut, dar vezi, caracterul n-are cum să-l vadă decât atunci când îl vezi personal, cum v-am văzut și eu, de fapt. Când ați venit aici, v-am simțit că sunteți niște oameni deosebiți și vă apreciez foarte, foarte mult. Deci, ce să vă urez? Mult succes, multă baftă, să vă dea Dumnezeu putere de muncă în continuare și colaborări. O să facem colaborări. Eu sunt convinsă că o să plecăm împreună, poate și în străinătate, poate și aici la evenimente, pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut să lucrez cu oameni corecți și oameni cu bun simț. Cum a
mare plăcere și noi vă mulțumim dumneavoastră că sunteți alături de acești tineri și promovați mai înainte, mai cu mult succes și toată lumea o să sper să fie mai mult plăcută aproape de ei. Să știți că foarte, foarte mulți soliști, de fapt majoritatea, ce să zic, poate toți, au fost alături de mine, de la mine s-au ridicat de la emisiunile mele, dar și eu, când eram mai puștoaică așa, am colaborat cu soliștii noștri, Nicolae Guță, Florin Salam, Sorinel, așa. Eu eram la început atunci și ei m-au luat lângă ei, eram toți tinerei atunci. Era o emisiune care, pot să spun, pentru că era la o televiziune la Casa TV, tot Chef se numea, Chef de Chef se numea, și eram toți puștani. La un moment dat mi-am făcut emisiune și atunci au venit toți la mine, pentru că și eu am fost lângă ei, dar întotdeauna ne-am apreciat unul pe altul și mulți au rămas cu același caracter, adică n-am ce să spun de Florin Salam, Nicolae Guță, Adrian Minune, deci au rămas cu același caracter și sunt convinsă că și voi, la fel, veți rămâne și nu veți uita că ați pornit de jos, ați ajuns sus și acolo veți rămâne, să nu coborâți niciodată. La Dumnezeu și vă mulțumim la toată lumea și colegii noștri. Multă baftă și la mulți ani tuturor celor cu numele de Ion, Ioana și la mulți ani mamei mele, la mulți ani lui Ioanes, multă sănătate și încă o dată putere de muncă. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului Carol, patronul acestui minunat restaurant Carol, unde noi întotdeauna ne-am simțit foarte bine. Aici se fac petreceri în fiecare zi a săptămânii, în weekend, Crăciun, Revelion, toate evenimentele. Vreau să vă spun că se va mări acest restaurant, încă o dată, și vor fi nunți pe sistem cu toate formațiile care vor să vină aici. Poate cine știe și voi veți veni aici și veți cânta. La mulți ani, domnul Carol, și la mulți ani lui Ionela, ospătărița de aici, pe care eu apreciez foarte mult. La mulți ani tuturor românilor! Hai să facă Ștefan de la fundul acea horă frumoasă pentru toți familiștii! Hai, băieții mei! Ce v-am făcut în viață, și la rău, dar și la bine, copiii mi-au dat speranță pentru azi și pentru mâine. Tot ce v-am făcut în viață, și la rău, dar și la bine, copiii mi-au dat speranță pentru azi și pentru mâine. Cine seamănă mă mândresc că am pe cine, că am băiat, am și fată. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândresc că am pe cine, că am băiat, am și fată. Așa se fac, Cornelia. Ai bucurii, ai zâmbetul lor în casă, zi de zi cu drag te strângi, să le faci viața frumoasă. Ai copii, ai bucurii,
mi-l poartă. Mă mândresc că am cu cine, că am băiat, am și fată. Cine s-o mână cu mine, cine lumea mi-l poartă. Mă mândresc că am cu cine, că am băiat, am și fată. Cine poate
aceea. Pentru tine viața mea m-am născut să te iubesc și vreau ca să-ți dau vederesc. Ești cel mai frumos cadou de prinăți ca vreun tablou. Cine inima mea, vara mea, 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 pentru cine bate ea, pentru tine viața mea m-am născut să te iubesc și vreau ca să-ți dau vederesc. Ești cel mai frumos cadou de prinăți ca vreun tablou. Yo! 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 Bine, bine! Nevasta mea și mai mult lângă tine.